Bună dimineața, doamna președinte. Mulțumesc pentru ocazia că îmi pot exprima și eu gândurile. 10 martie, ziua libertății secuiești. Citez din petiția adresată Guvernului, Parlamentului României și a domnului președinte Klaus Iohannis din data de 10 martie 2019 de la Târgu Mureș. Mesajul zilei libertății secuiești. 10 martie nu este doar ziua comemorării martirilor, dar este și ziua revendicărilor privind drepturile noastre legitime. Autonomia ținutului secuiesc nu lezează unitatea teritorială și suveranitatea României, nu restricționează interesele cetățenilor de naționalitate română și a altor naționalități din ținutul secuiesc și nu este în contradicție cu Constituția țării. România, în momentul aderării la Consiliul Europei, s-a angajat la îndeplinirea recomandării 1201 din 1993, care prin acest angajament a devenit obligatoriu. Acest document, în articolul 11, pronunță: în regiunile unde majoritatea persoanele aparținând unei minorități naționale au dreptul de a dispune de administrații locale autonome adecvate sau de un statut special corespunzător situației istorice și teritoriale, specifice și conforme cu legislația națională a statului. Autonomie pentru ținutul secuiesc, libertate pentru poporul secui. Am încheiat citatul. Tot în această petiție se solicită, printre altele, eliberarea din închisoare a lui Beke István și Szőcs Zoltán, așa ziși teroriști secui, condamnați politic. Acești tineri sunt nevinovați. Ei sunt după gratii, fiindcă sunt maghiari. Prin această condamnare nedreaptă, se urmărește ca noi maghiarii să ne temem și să nu avem doleanțe. Vineri, 15 martie, ziua maghiarilor de pretutindeni. Mesajul nostru este clar. Precum ca și cei care au luptat în Revoluția din 1948-49 pentru libertatea națiunii ai cărei fi au fost, nici noi maghiarii din Transilvania nu renunțăm la dreptul nostru la libertate deplină, așa cum s-a promis prin proclamația de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Să fie pace, libertate și înțelegere. Deputat Culcea Terza Iojac, mulțumesc frumos!